Hai, vin, serios, și nu vrei chiar un story cu mine să apar. Să fim doi storici. Bună dimineața, s-a trezit dulci. Vă, atât vântul, bătaie. Vă, grege. Hai, că te acum la dreaptă și... Nu ne... Ședeți. Auteo, gospodina, auteo. Doamne ajută. Vezi? Ia că dacă îi faci curățenie în fiecare zi, în flori, apă în fiecare zi, ai primi așa un cadou. A? For you. Cam nu se sortează cadou cu tine cum arăți, mu? Da, vai. Asta pentru că eu am lucrat azi în zi? Pentru că tu ești gospodină. Oh my. Ia îngășiși. Stai. Și un șerpie. Opa. What the f... Ce ești? Asta este o brățară cu diamante. Asta pentru lucruri care l-am făcut azi? Închipui? Nu! Aur alb și astea diamante. Oh my... I-am pune pe lăbuță. Mâinile astea murdare de muncă. La revedere, mi-e cu bine, eu mă duc, am ocometrie astăzi. Și cine mai vreți și sora mea mâna sus? Cine vrea? Veniți lucrați? Trebuie mult, trebuie cu motiv. Eu de mult o avem, ca să o dau când ai să meriți. Și e că azi o merita. Muncă! Eu n-am timp să schimbăm florile care s-au usat deja. Savurăm încă o cazăluț cu mâna dreaptă, succes în viață. Uitați-vă nimeni ce face. Atent! Atent, frumos, fă! Отлично, хай, ще ще й луна ще. Ага, ще ж мать фетели, коло гала, медик, фетели, коло, коло. Да, покумри. Принцу єсти, кастелу єсти. Ора ма шопкаді принцеси ж дами, сенщапа регату. Ще яте кастелу, micul prinț, regele și regina, bună ziua și felicitări, Dumnezeu, vântul cam periculos la răzrez, cu tău. Cine acolo? Ha? Zeule, să-ți ferească, mama Jumbo, chis și lăv. E că acest chișeruș cândva a fost o rățușcă, dar mie nu mai este Dumnezeu să ierte. Nu e așa, vnâcicu. Vnâcicu. E că prima asta a fost Wellingtonul, care este pur și simplu genial. Tu, du-te că noi cu mama te-aș putea, tu trebuie să spunem țara la cale. Și am mea gustăm rața. Că uitați-vă la Oleg cu măcată. Bravo, Oleg, Doamne Dumnezeu. Ai noroc că azi nu-ți dorac. Dacă eram nora, ați dădea și ala. Eram în câștig. Și uitați-vă ce întâlniri frumoase avem noi aici. Cine acolo e frumos, talentos. Mă bucur enorm la această petrecere. Să-l văd pe Emilian Crețu chiar de mult nu ne-am văzut. Scolică liet, scolică zim. Da, mă bucur enorm și chiar avem o sărbătoare. Și punem bază, îți pune și iepază. Nu am văzut văzut, gata. Trebuie. Și mai fărate și mai... Barabana e drog? Avauze pentru Nana Marcela. Ia șoate, și când voi văd, doamna, a spus piesă. Și-a spus. Nana Cornel. Marcela. E s-o deprins. Dar voi n-am văzut deprins. E s-o deprins. Soft, feeling, fading past the thoughts I
să vedeți poftă. Cu deosebită plăcere vrem să prezentăm în aplauzele voastre Orchestra Moldovlasca, dirijor Vyacheslav Stefanets, Dorin Boltume. Aplauze, vă rugăm! Bună seara, parola. Ultimul bilet. Ultimul bilet. Atunci, ultimul bilet să fie. Da, plouă. E, las ploaie. Avem musafir la miezul nopții. Eu îți glumesc de felul meu. Eu când v-am invitat, am făcut o glumă proastă. Întrați, că e cu ploaie, că e cu mană. Hai, măi, răbdi. Raz, vab, zeali. Ia ca așa. Ti, Doamne, tu la mama lor eu, ultimul bilet. Băi, au un cântic nou, nouț, nu l-am lansat încă, dar chic psica în coadă, dar spune vecina Lilea. Welcome, iau ce-și tatuajul a făcut. Bine am venit în premieră la tine acasă. Bine ați venit, într-ați. Bună seara. Am vrut zic fetelor, dar nu mai zic fetelor, că vorba și ea. Oameni buni, uitați-vă la Eduard cu celii stuchicat. El special la storie nu s-a uitat, ca să vadă pijiu. Eu vreau să spun că casa asta te reprezintă la maxim, bogată, în interior și în exterior și frumoasă, așa cum ești tu ca om. Da. Și vreau să-ți felicit. Ia uite, e gata. Noapte bună. Mulțumesc. Călena este gata. Să-i cum voi, dar noi cu Igoraș ne simțim bine, ora 4 și capice. Eduard e pe aici, pe acolo. Au trei piese nouă, păsă noi, superbe, dar încă nu sunt pentru lansare. Ui, bine, pot să vă zic că Igor a probat deja WC-ul și i-a plăcut. Eduard n-a îndrăznit, s-a rușinat, dar până la ora 7 dimineața o să reușim. Cu Doamne ajută! Toate obiceiurile din casă. Cu Doamne ajută! Și cum s-ar spune, cum s-ar zice, noi cu Nina tare ne bucurăm că ați venit, dar așa ne bucurăm că vă duceți. Dar nu mai trebuie, nu trebuie, duși. Hai, nu trebuie, mulțumim. Domn taxist, noi ne-a convins să nu n-ați mergem pe nu, băi, te rog eu, vă rog, urcați, băi, te rog eu, urc. Hai, că te gândești frumos, da? Oara 6 dimineața, doamne. Zi frumos. Hai. Treci sodus? Parcă da. Sodus, slavă ți-i, Dumnezeu, aleluia, părinte. Ora 6 dimineața. Ora 5:35 de minute. Noapte bună. Cafeluța cu mâna dreaptă pentru succes în viață. Dar stai că... Bună dimineața, s-a trezit dulceața. Ia uitați-vă ce floriciuri frumușele au apărut la mine. Azi dimineața la ora 6 nu erau. Dar au venit Tăniușa și ne le-au adus. Thank you. Bună dimineața, Sorici! Uitați-vă, Sorici! El pe mine m-a așteptat să-l salut și l-am salutat și lui tare i-a plăcut. Dar voi ar trebui să mă fie... Și ne-a venit. Asta e mașina lui Acord, a rămas aici pentru că vorba și aia băieții. Am stat noi de acord până la vreo așa să... Dar, de fapt, aștept mesajele voastre de felicitizare pentru că astăzi este Sfântul Emilian, protectorul cerului. Vedeți cât e de protejat și frumușel. Hai, cafeluța cu mâna dreaptă pentru succes în viață, pentru bucurii, fericire, armonie și pentru tot în viață să fii, Doamne, așa cum ar trebui să fii.
Deci pot să vă zic cu certitudine că Nina Crețu deja este gata de măritat. Poftim. O oșert, o gocomole, gocomole o făcut cu sămânță de, nu știu și. Uitați-vă ce geam frumos cu florișele și acolo. Și acolo se vede că persoana care trăiește aici în fel de Emilian Crețu, Anastasia Antoana. Dragi gospodini, mă aflu în magazinul Boli Blue de la Buiucani și vreau să vă anunț că astăzi la Edenet s-a deschis magazin cu Boli Blue, cu cele mai bune produse, marca italiană pentru spălat, pentru casă, pentru tot. Și încă un lucru foarte important. Și vreau să vă zic că deja la Boli Blue s-au adus produse premium de o duie. Aceste premii sunt de top. Uitați-vă așa și încă e așa. Pentru copiii care sunt alergici, aceste produse sunt senzaționale. Boli Blue, ia ca așa, tot este. Vii cu sticlișoara, o iei, ai umplut-o, noi folosim aceste produse deja de vreo 3 ani de zile. Sunt senzaționale. Da, mulțumesc, dar lumea așteaptă să te vadă. Ei, lasă tu, dacă lumea să mă așteptă să mă vadă. Dacă vă se rup tuflile, pantofii, veniți la nasul ăsta, că ele rezolvă pe tăti. Am înțeles. Bă, dacă stai jos. Tu ți-ai găsit documentele? Documentele, da. Aurul nu. Bună dimineața, sorici! Bună dimineața, August! Bine ai venit în mine! O cafeluță pentru tine! Oameni buni, bună dimineața! Oameni răi, bună dimineața! Tot ce-o creat Dumnezeu, bună dimineața! Și tot ce-o distrus omul, tot bună dimineața! Haideți, pași și bucurii! Bună dimineața, lume bună și frumoasă! Bună dimineața cu intenții bune, pozitive asupra dumneavoastră! Pentru că întotdeauna dimineața m-a așteptat să apar ca un pui de privighetoare să vă cânt cu vocea mea durdulie. Neață, neață, neață! Oi, sărici, sărici, bei mine fațu! Bei, 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 bei! Hai! Mă duc acum să semnez contractul și eu gata, tot casa la paz, tot e... Au venit băieți să-mi pui senzuri, tot. În august noi ne-am întâlnit. Eugenu a venit. Cânt, băi, un cânt frumos de august. 1 august, felicitări, ultima lună din această iarnă. Dumnezeule, Doamne, ia. Doamne, măi, serios. Ce simpatiule astăzi. Un cuțit. Aștia sunt senzori de la IAX pe exterior și aici și în casă de interior, dar aștia sunt doar pe exterior. Noi încercăm să creăm cât mai multe obstacole, adică până a intra la fereastră, pistică deja până în ogradă, cum o pătruns în curte, deja să fie alarmă. Bă, da, prost. Tăt, dar și nu tu să zică de senzor. Eu zic că nu vreau senzor, nu mi-e trebuie. Maladeț, alert, punct mai aveți arătat și aveți că eu din start am spus, dar nu intervi nici senzor prin ogradă, pentru că nu mai cred ca să intri hoții. Și în moment când n-ascult specialiștii, o pățești. Și slava Domnului că eu nu am coborât din dormitor în chiloți, că m-am culcat pe o oră. Și mă adică să avem un safir, dar mai târziu. Și aud gălăjii, copchii, zic, ce s-a întâmplat? Dar văd și mica noi astăzi. Welcome to my house. Cu mătrile. Și m-ați asortat astăzi. Dar noi cam toți. Și eu cu dunși. Dacă eu vă văzut și m-am îmbrăcat eu astăzi. Așa, maladeț. Bine ați venit. Da, ai să hrănești ceva pe tine asta? Da, pieșe, putem să-l zghețați, fac pieșe, nu-i nimeni fan. Am făcut o postare cu pastele pe care le-am mâncat cu trufi și cineva din voi și eu venit Dima acasă, dar și numai Dima poate să facă macaroane cu trufi sau și... Dima, lumea te așteaptă, vezi? Cum ești asociat cu paste cu trufi. Delicat. Dragi prieteni, după cum bine știți, echipa Ecovzor în această perioadă au scos în vânzare 10 apartamente cu preț de familie. Vreau să vă zic că, din păcate, au rămas doar 4 apartamente. Dacă aveți o familie mare, o familie numeroasă, nu uitați că au rămas încă 4 apartamente. La Ecovzor, dragilor, vreau să vă zic că sunt 2 tipuri de apartamente cu 3 camere. Un apartament are 87 de metri pătrați și alt apartament 85 de metri pătrați. Cu această ofertă, cu acest preț de familie, economisiți până la 10.000 de euro. Asta ar însemna cam minus 100 de euro per metru pătrat. Și dacă tot vorbim despre Ecovzor, noi deja am început designul apartamentului. În câteva zile o să vă arătăm și vouă cam plus minus ceea ce o să fie acolo pentru a vă inspira și pe voi. Știți foarte bine că noi avem un apartament la Ecovzor la etajul 11 pentru Lavinia, blocul la Poșta Vechi, pe strada Iazului, unde ai tot lângă casă. Ai școală, grădiniță, biserică, farmacie, tot. Și cel mai important, acolo ambuteiajele sunt minime.
Nu știu cum voi, dar eu sunt gata de atac. Începem nunta în 10 minute. Asta este outfitul meu de astăzi. Se poate și așa, se poate și așa. Oferim servicii de croitorii, storeasă la domiciliu, la servicii. Bună ziua, dragi prieteni, bună ziua, dragi nuntași, bine ați venit la nuntă. Avem și cei mai bravi și activi dansatori, filmează-i să-i vedeți. Uitați-vă și vorba și aia, dacă v-a însurat și dacă v-a maritat, să ne chemați, că oricum n-ați venit. Pa! Că te iubesc tătă, te uvajez, pasul pasă și ești milioane ca ta și pentru tine, stai să iei nachet cât grei. Uitați-vă, uitați-vă și n-are grijă de mine să mă hărnească, hărnească, să mă hărnească cu cărniță de arsoșcă, mulțumesc. Nu, dar dacă ești cel mai alentat la noi, trebuie să te alentăm. Eu alentat, dar să trăiesc lumea, cel mai poftios. Foarte corect, ai spus că tu ești amator de pulpe de rață, da, că special for you. Thank you. Nu cum o speri, frate. Ce vrei? Bună seara! Noi suntem cu nuntă! Eu v-am observat că voi tot v-au uitat. Și vreți, dar nu îndrăzniți. Iau sunt frumoase, delicate, uite la dânsele că n-au încălțămini. Dar mereți ne schimbim după aceea. Vă și vreți la mine. Și vreți la viața mea. Maimuță. Maimuță. Am și maimuță mă băgeți la vedere pasul său. Ua, pasanaje, una, două, valea mie, valea mie, te iubesc, vai ca din coaje. O, da, vai, valea! Uitați-vă și tort frumos. Ce-i șireașa de tort? Apropo, drăgălașilor, puteți să mă felicitați. Am 555.000 de urmăritori, dar dorința mea și mai nu să am 1.000.000, dar să am 555.555. Mi-a mai rămas încă 555 de oameni dragi pe care trebuie să-i cuceresc și am să am 6 din 5. O să fie foarte interesant. E șansa voastră să mă felicitați acum sau niciodată, cât sunt bărbat, cam ușa și eu femeie. Ia uitați, mă facem o magie, hop! Apropo, aseară am avut un vis foarte ciudat, parcă am fost la o discotecă, nu știu cum, nu contează, și trebuie să ducem la o cină, la restaurantul, ori Cosmos, ori Național, chiar dacă ele sunt așa cum sunt ele, și cu un lift așa pe afară, cu frânghii mari, ne învârtei în jur, să ne duc sus, sus, sus. Și când de acolo mă uit, parcă Plahotniuc. El coboră jos, intra în autobus, nu știu cum dracu, și noi eram mai mulți, dintre care era și fratele lui Radu Marian. Nu ți-l minte cum îl cheamă, nu ce-l minte, scuze, care e dirijor. Și parcă noi ne uităm unul la altul și eu zic, ap și fășim, o sunăm pe Maia Sandu, să-i spunem că Plahotniuc e în țară sau nu. Și noi ne-am putut să ne înțelegem cine sunt eu sau el. Și bună dimineața, ia să vedem că eu nu știu rochia de săptămâna aceasta, de fapt, ultima oi, blin, și cu tătul, ultima rochie pentru acest sezon, uitați-o și e de frumos, ne place, ia rochie. Uitați și ședeți și vă uitați la mine, uitați-vă la aceste rochițele frumușele, știți foarte bine că la Mona Lisa Boutique în fiecare săptămână, apar modele de rochii pentru nunți, cu mătrii, nănășeli, niresui, soacre mari, soacre mitele. Aici sunt cu trei, ia uitați-vă. Asta pentru nașa bogătașă. Dacă are avea și pune aici. Costumașele mamelor de costumașă. Iar în al doilea magazin, bună ziua, bună... Da și v-ați luat. Uite, fanii mele sunt la Mona Lisa Boutique. În al doilea magazin, da, 2 secunde, avem costume pentru orice gust, orice mărime, până la 12
XL, doamne, mai pufășele, mai mictele, mai frumușele, mai de care veți. Uitați-vă, cămeșuișe, bluzițe, auriță. Ah, te mi-a poftim, pănuță de găscuță. Mama, e gata, fiica, încă, mai mai bine, aproape gata. Da, mi-e și bine. Dar să mănânc, măi, doamne. Da, da, da. Nu chiar gata, trebuie făcut buzele. Dar buzele le-am făcut, am și... Iau știe, Leonor, delicățele. Și de ea, pai să șuleacă, așa e? E de ghid ești, mie. Dar mie nu mai chema. Bună ziua. Ultima ediție din acest sezon și mă da prosti, mă duc pe hâlbu, ne vedem după în septembrie. Și faci cunoștință cu mama mea? Tăti am devenit că nu știu oi la păr. Tu, eu, Cintia, crețoasă, tăti. Care să deștepți să încălțești păr și nu știi la ce deștepți. Ultima ediție. Ura, eu așa tare fericită. Măi, și rochi frumoasă ai. Mona Lisa Boutique, Mona Lisa Boutique. Foarte, foarte frumoasă, da. Hai tu la mama lor de frumușelie, ia că te-li, femeile lui Ștefan cel Mare, el nu-i, dar și sfânt, dar cum să nu ia, uitați-vă, astăzi a venit ansamblu Vâșcă Utenceles, slavă-ți, Doamne, sănătate, bucurie, niște cânti frumoase, și despre vecini, și despre hai la Nistru, și hai la Prut, și sătulă de tot în viața. Da, și-am zis. Două, trei, șe, toarnă pahare, toarnă șombea, că vinul-i bun din via mea. La 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 la. Aute, aute, na, poftim cărniță de jit. Băi, pățanașă. Băi, pățanașă, și gătim noi azi. Voi ați vă fie dor de noi. Noi o lună suntem în vacanță. Noi astăzi gătim medalioane de vită. Așa. Avem un pireu din cartofi dulce. Așa. Și aici un sos de vin roșu. Ca de obicei, apriori, astfel nu-ți poate. Uitați-vă, capodoperă de artă, tu la mama lui. Nu, asta-i începutul. Și de Dumnezeu sănătate și lui mama și lui tata cât i-au făcut și la pe mâinile mele, Dumnezeu. Pățănaș, rețeta, intrați și eu vă spun tăt. Tăt adevărul. Băieți, spuneți vă rog frumos, uitați-vă și vânătă, iaric, și s-o dăm, să-i treac, farmana plânge și nu știi ce să fac. Și belei fără flori, niciodată. Rezultatul final. Floare sunt farfurii. Da, facem finalul. Dragilor, sunt la bazinul din spatele guvernului și lângă mine este Oleg de la Aquadis. Un lucru important pentru copiii din Negureni. Deși noi din start ne-am propus pentru fiecare clasă de câte ori? Câte două luni pentru fiecare clasă ne-am propus, dar din păcate cu clasa întâi, din cauza că erau copiii mai micuți, noi am antrenat de 4 luni ca să-i pregătim mai bine să noi. Tocmai de aia, luna august deja este vacanță pentru copiii din Negureni, din 1 septembrie clasa a 3-a deja o să meargă, pentru clasa a 1-a deja clasa a 2-a și vor fi la fel câte două luni pentru fiecare clasă. Cei mari o să fie mai simplu? Da, cu mult mai repede. Eu cred că cei mari, clasa 5, 6, 7, 8, 9, ești dintr-o lună să-i învățăm mână. Asta va fi foarte, foarte repede. Încă un lucru foarte important. Vreau să vă zic că echipa de înnotători, de antrenori de la Aquadis lucrează non-stop pentru toți copiii. Dacă aveți un copil la vârsta de 3 anișori, deja vă așteptăm la antrenamente personale, dar dacă aveți, ca exemplu, 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani și tot sau nu puteți 70, înnota? Da, sau 79 de ani și nu puteți înnota, noi vă așteptăm pe toți cu drag, pentru că noi învățăm absolut pe toți, pe cei care au 110 ani. Și, ani. Pentru mai multe informații, dacă aveți copii sau dacă vreți voi să vă învățați să înnota, recomand pagina, lăsați aici mai multe mesaje pentru cei care sunt interesați de înnot. Și iată, antrenorii pregătesc copiii. Fiecare se acordă multă atenție. Oleg, eu îți mulțumesc pentru ce faci pentru copiii din Negurin. Iar la 1 septembrie ne vedem clasa a 3-a. Astăzi doamna Anastasia îmi scoate din cei de plastic care i-am de la implant și punem implanturile noi noiuți. Dar unde sunt aici undeva? Senzuale? Apropo, mulți din noi avem implanturi.
Și mulți nu au, vedeți cum arată unul, uitați-vă. Dintele, fierul și el și ăștia și eu două am. Senzual. O să apesc pe dintele, o să zic. Vă rog frumos și cu deasăla, când mai veniți la benzinăria Now, nu cumpărați rapuri, că nu sunt buni deloc, nu mai cumpărați. Că eu vin și nu sunt, gata, unități terminate, una, două și nu sunt. Te duci în față, acolo din față. Da, să vadă personajul. Să vadă cine. Te duci în față? Da. Doar, dar tu nu scoate capul. Da, așa. Uite așa. Las că scot și eu. Nu, nu, nu. Așa, hai. Uitați-vă cum Mamuș Nina Crețu se lahănește. Ninuța, uite. Dar nu iau asta. Dar nu știu, nu știu de la cine. Citești? Cu Sfântul Emilian, băi. Și așa s-a bucurat. Și ne mai dă flori. Nu cred. Cu Sfântul Emilian, sărbătoarea de astăzi. De la cea care te-ai semnat în buletin, la Luandra. Mulțumesc. Florile pentru mine, nu pentru tine. Mulțumesc tare, tare mult, doamnei, pentru acest coș de trandafiri frumos cu Sfântul Emilian. Și odată ți-mi minte că la un eveniment, o doamnă, așa-i tare, te iubesc, semnez la mine în buletin. Și așa am și făcut. Mulțumesc! Bună seara, oameni buni! Bună seara, boieri mari! Hai și un suge din șlânguț! Astăzi numai un singur nunt am avut, nu-mi vine să cred că eu la ora asta s-a acas singur. Nimeni nu-i la mine, stau eu și Caleanul meu. Și ca să se uiți, Caleana? Auziți? Grieraș păsărelii? Șleabec leucochită? Dar și păsăric să aude. Opa! Semnalizația la o mașină. Hoță iarăși pe aici? Aceste artificii probabil sunt pentru faptul că hoții au fost prinși. Sper, ora 12 noaptea, lumea doarme, bleaha mura. Hapizduiu tuiu, cine ieșind. Și bună ziua, scumpa mea, bună ziua, draga mea, fă șeva cu fața mea, și eu așa frumos ca știu. Abajaiu, zi la mine crăsivie cine ești și facem astăzi. Protejăm pielea de raze nocive ale soarele, hidratăm, calmăm și... Bravissima! Și iată, astăzi îl spunem două serumuri. Asta este colagen elastin, care ajută la... fermitate, elasticitate și hidratare. Și al doilea elixir magic, așa cum îi zic eu, este aloea vera. Eu vreau să fie Sfântul Emilian în fiecare zi, pentru că în fiecare zi îmi primesc cadou. Ieri am primit un cadou de la doamna Galina și doamna Anastasia, dar l-am uitat în mașină, acest irigator. Fetelor, mulțumesc tare mult, kiss și love!
Dragii mei urmăritori, iată ce înseamnă să fii 2 în 1, adică și Dora și Emilian, luna trecută la care au fost 20% cu promocodul Dora, dar începând de astăzi, 1 august, toată luna, la Carat cu promocodul Emilian, minus 20% la toate bijuteriile pe care le au. Aur, argint, diamante, tot. E pentru opatanaje, voi și chiar ați venit acasă în Moldova și nu aveți nic la mână. Au adus aici, uitați-vă, și brățări, jumătate de kil de aur, 450 grame, ia că brățară de un kilogram. O colecție de brățări pentru pațanii și ei tijolă. Da, au și la gât, statuiți-vă, că la gât, ia ca pațanii, ia ca cu mergelea, moamă, ăsta sunt treabă. La fel, minus 20% reducere. Пожалуйста, poftim, birite, ni haciu. Nu-ți las și... E ca așa, pe Lux Shop-ul e înțeca asta a doua, care a pus-o, este mai finuță și mai gingaș. Oh, ui, blin. Oh! 20% cu Emilian, amuia, tot amu. Cintia, eu nu te obizduiesc niciodată. Cum să obizduiesc Sintica? Păpșuga, Monica, din lululum.